Bună ziua! Urmează derby de Ilfov, cum îi spunem noi, cu FC Voluntari. Ce așteptări sunt de la acest meci? Acum sunt așa, dacă facem o analiză a jocului, am putea să ne gândim foarte clar că întâlnim o echipă care e în formă, poate cea mai în formă din campionat acum, pentru că e o echipă greu de bătut, o echipă puternică, cu jucători experimentați, care au avut un parcurs extraordinar până acum. Noi venim după o victorie, dar e un meci la 4 zile și ceea ce cred că pe noi nu ne avantajează, pentru că avem dificultăți ca să jucăm la 4 zile. Pe de altă parte, întâlnim o echipă care are 23 de puncte mai mult ca noi în 19 meciuri. Atunci trebuie să fim prevăzători, să știm exact cum să jucăm, pentru că va fi un meci foarte dificil. Când ai 23 de puncte avans în 19 meciuri, asta spune multe lucruri. Care este atmosfera în vestiar? Până acum am vorbit de momente mai puțin de moral, ci iar acum e ok, e bine. Bine, acum întotdeauna victorile îți dau entuziasm, îți dau încredere, îți dau personalitate. Acum eu sper să reușim să găsim un echilibru între victoriile astea care le-am avut în ultimele 2 meciuri și starea de competiție care trebuie să o avem împotriva Voluntarului, pentru că dacă o să mergem pe teren cu gândul că vom învinge Voluntari foarte ușor pentru că am bătut la Craiova, vom avea foarte mari probleme. Ca să bați Voluntariul, părerea mea, ca să bați Voluntariul astăzi, trebuie să joci mult mai bine decât am făcut-o la Craiova.